bună dimineața! Dimineața la tuturor! Și happy birthday, cum s-ar zice. Dacă tot e ziua muncii. Așa, cu tata. Haide așa, bă, salut! Hai că suntem așa pe reveneală ușurel. M-am oprit aici la minunea asta de Rasthof ca să-mi arunc niște apă în fălci, vorba aceea. Așa, și am constatat cu bucurie că toaletele la dânsii de la sanitare sunt într-adevăr fără plată. Din păcate am constatat la intrarea în toaletă că cineva s-a gândit că ar trebui dezinfectantul acasă și l-a sustras grosolan. Că da, dacă tot e moca intrarea, nu? Și apoi am zis, dragilor, hai să mai stăm un pic de așa la drum lung. Că noaptea nu-i ca ziua. M-a zis și băse mai de mult. Pe fiind 1 mai, probabil mulți vă întrebați cum de lucrăm. Păi bun, mai și lucrăm. Alții n-au voie să lucreze astăzi, fiind zi liberă, legală, și trebuie să primiți liber. Acum, în anumite cazuri, cum avem cazul lui Badea, aici se poate lucra, bineînțeles, că trebuie. Lucru cu alimentația publică chiar e musă. În Germania, de regulă, astăzi vorbim așa la general, într-o zi normală, fără alte dragi pandemii și așa, neața, la mulți ani, da. Deci sunt toate închise când e sărbătorile astea, oricând ar pica ele, orică e miercuri, orică e joi, orică e... Și de regulă, ce am observat eu, se cam respectă. Adică dacă o zis ăla că pune lacătul pe ușă, păi pune lacătul pe ușă. Și depinde când pică ziua, că dacă pică, eu știu, joi, mare lucru n-ar fi ca neamțul, o mare parte din ei, să-și iei un mini concediu, să zicem așa, asta în perioada dinaintea pandemiei, mă repet, când le contopeau. Adică dacă era joi liber, ca 1 mai, vineri ar fi trebuit să meargă omul la muncă și își lua un medical așa de o zi și era ce nu-i bine. Joi, vineri, sâmbătă, duminică și luni înapoi la muncă, lasă-l, frate. E, acum vine partea cea mai interesantă. Dacă cumva ești constrâns, nu neapărat nu constrâns, n-am zis bine, dacă cumva se nimere să trebuiască să mergi la muncă, apoi ziua asta trebuie plătită suplimentar, fraților. Cum de altfel la mine s-a întâmplat. Așa se întâmplă la fiecare zi festivă. Sărbători, da? Deci, bă, suntem 5, bă, fraților, și nu... N-avem niciun live, bă, băieți. Bă, băieți, prea vă place. Mai departe. Am făcut aseară, m-am pus și pe comunitate o chestie, o întrebare întrebătoare pe care am adresat-o angajatorilor care mă promete pe mine de ceva vreme. Și până în prezent n-am primit încă niciun răspuns de la un care să mă lămbrească de la primul angajator.
n-am primit până în prezent. La ora 5 și 16 minute, 1 mai. Părerile vin din partea altor șoferi, de regulă, la întrebarea mea. Ceea ce e foarte trist, am văzut răspunsul de genul că nu știm mai mult, nu putem, tot felul de lucruri. Dar am văzut și câteva răspunsuri foarte bune, pentru că acceptă omul, pentru că nu își pune mintea la contribuție, pentru că multe. Și apoi, cu astfel de lucruri, nici n-ai cum să te dezvolți, dacă mă întrebați pe mine. Pentru că asta e mentalitatea, din păcate. Din păcate, asta e. Bă, fraților, nu vă mai gândiți doar la petreceri, nu la mine. Că de fapt nu o zic cu supărare, că nu mi-o luați nume de rău, vorba aia. Dar noi, la capitolul petrecăreală, chiar și în cele mai tulburătoare vremuri, am fost cei mai petrecăreți. Cei mai petrecăreți. Ne place paranghelia, chirvaiul, cum se zice pe la unguri. Apropo de unguri, dar probabil ați văzut știrea tulburătoare de ce vreau să ne facă ăștia. Azi discutăm discuții. Așa de plictiseală, că sunt numai eu pe drum. Și mai câțiva. Așa, o tentativă de trădare națională. N-am putut să văd. La fel cum a venit și COVID-ul ăsta, la fel, n-am putut să văd. La fel cum n-am putut să văd atâta prosteală în media, mass media, ce vreți voi, media. O nebunie, fraților, să mor dacă mai înțeleg ceva. Și atunci îmi dau eu singur răspunsul la întrebarea mea, sau la întrebările mele, pentru că lumea e blocată mental. Lumea vrea multe, dar nu e capabilă să și facă multe. Pentru că e mai simplu să nu faci nimic, dar să vrei mult. Orice vreți voi, nu. E foarte simplu. În perioadele astea, din păcate, se vede ce înseamnă să-ți dorești mult, fără să faci nimic. Dar tot din păcate, se mai vede un lucru. Că nu sunt mulți care vor să se îndrepte. Tot din păcate. Chiar și în perioada asta pandemică, să zicem așa, cu atâtea restricții, cu atâtea nebunii, eu n-am văzut Germania, halul ăsta, pe drumul mă refer, și nu vorbim de azi, pe 1 mai. Vorbim așa, la general, de când a început nebunia asta. Și aici sunt oameni care sunt foarte contrariați, au fost proteste la Berlin, au ieșit lumea în stradă, 20 aprilie, că s-au săturat și... Da, și aici sunt tot felul de controverse și politică. Am văzut niște reportaje, acum n-am înțeles-o foarte bine germana lor, dar unele le-am înțeles. Și oamenii supra-saturați de treburile astea, plus că ei au un alt stil de viață, să zicem, în ghilimele, un pic mai organizat decât al nostru, al românilor, și au niște tabieturi bine puse la punct. Mulțumesc celui care a dat primul like, pe ceilalți nu le place, dați dislike, vă rog de bine, dați dislike, să fie acolo pentru posteritate. Neața la tuturor. Vă salut, dragilor, pe toți. Neamțu
din ce am observat eu, de 4 ani a câștiga, are un stil de viață, să zicem, oarecum, am zice noi, mai rudimentar, dar e oarecum calculat. Face timp să facă mișcarea în stilul lui, cu bicicleta, cu bețele, cu plimbări, cu draci, raci. Face timp să meargă să vizioneze ceva, în weekend e organizat de plecări, de picnic, de eu știu ce, picnic în viziunea lor, la mulți înseamnă un mediu de 300 de km pe autostradă, să mănânci un sandwich, un brețel din ăla sau eu știu, o apă minerală și aia. Dar mai sunt care merg și, eu știu, cu păturica, cu toți dracii. Mi-a povestit cineva într-o localitate unde, la fel, acum, în perioada asta pandemică, i-au apucat pe toți picnicul, toți cu păturici, cu draci, laci, deci, na, nebunie ca peste tot, ca la balam. Din păcate, starea asta de nervozitate, că e o stare de nervozitate care aplanează asupra tuturor oamenilor de rând, fiecare are în cap tot felul de conspirații, la fel cum am și eu. Am și eu părerile mele, mai controversate sau mai mult sau mai puțin, eu știu. De-aia suntem diferiți. De-aia nu gândim la fel de multe ori. Chiar și când trebuie să gândim lucruri bune pentru noi, la general. Asta am observat eu. Pentru că o chestie așa de simplă, m-am pus întrebarea aia angajatorilor, de ce se plătește minimul pe economie și dacă tot se plătește, de ce nu se dau sporurile la acel salariu? Pentru că altfel ar fi, altfel ar fi salariul ăla, așa minim cum e el. Ar fi o mică schimbare, o mică chestie. Și am observat că sunt foarte mulți oameni din, să zic, din partea asta, angajaților, care și acum cred, sau sunt convinși, că există o, cum să zicem, o impozitare, mult mai, nu o impozitare, că pe patron l-ar costa mult mai mult decât acel salariu brut. Din păcate, mulți nu știu lucrul ăsta, văd cu tristețe și îți manipulați grupa mare sau se manipulează singur, pur și simplu. Pentru că în ziua de astăzi, începând de 1 ianuarie 2019, toate minunile astea de taxe și plăți din salariu s-au trecut către angajat. Și lumea încă n-a înțeles lucrul ăsta la noi în România. Și bineînțeles se folosește majoritatea de replica, păi doamnă, dar uite câte taxe. Până nu de mult, vă fac o confidență, nici eu n-am știut exact de ce nu pușcă sumele de pe acel calculator de salariu, care se, dacă le calculați grosso modo, procentajele de taxe și impozite, s-ar putea să vă dea cu virgulă. Taxele ar fi undeva la 45%, da, avem 25%, 10% și încă 10%, deci total ar fi 45%. Dar la finalul calculelor rezultă un 40, nu știu cât, mai țin minte acum, 40,9 dacă mă înșel, sau 42, sau ceva de genul. E prea de dimineață. E, și m-a informat un prieten drag mie cum stă treaba cu calculele respective. De exemplu, să zicem așa o sumă rotundă, se începe cu, din, să zicem, 1000 de lei, dau un exemplu. În 1000 de lei se iau primul calup de 25%. Din ce rămâne, se iau iară 10%. Din ce rămâne, se mai ia încă 10%. La final,
rezultă discrepanța aia dintre procentaje. Așa. Acum, partea asta cu taxele și impozitele, cum am zis, de la 1 ianuarie 2019 s-a trecut în sarcina angajatului. Adică pe patron nu-mi costă nimic în plus în momentul de față decât salariul brut care e trecut în contract. Și pe lângă asta, cel poate costa și îl costă într-adevăr în plus, este doar o contribuție de muncă de 2,25% din brutul respectiv total. Atât. Deci cum ar fi, dacă să zicem am avea 1000 de lei, 2,25% vine 20 ceva, 22 de lei 50, cam așa. Deci aia sunt banii care ar trebui să-i plătească în plus față de cei 1000 de lei. Și per total ar fi 1022,5 bani. Cam asta ar fi calculul matematic. Deci nu există mai mult de atât. Dacă cumva s-ar da impozite și taxe și nu impozite, auzi, sporurile, care sporuri, multe sporuri, multe tamfrațele, automat brutul într-adevăr ar crește și automat l-ar costa mai mult pe patron. Atunci l-ar costa într-adevăr mai mult. Dar nu sunt dispus să plătească, sunt dispus să se tânguiască, să se vaite mai mult decât noi. Și se vaite, cum am zis, de prea multe ori, la bordul unor boliți de super lux, să zicem așa, care mulți visează, sunt mulți patroni în România care, după ce și-au luat un camion, două, trei, patru, după o lună de zile, două, deja s-au dus la firmele consacrate de super lux și și-au luat dita mai bolizică, da? Ei trebuie să se afirme, trebuie să-și arate valoarea. Și aici e o mare problemă, din punctul meu de vedere. Pentru că omului respectiv îi vor crește anumite lucruri, costuri, pe care nu le va putea suporta, bineînțeles, decât dacă va ciupi de aici, de acolo, de dincolo, pe lângă faptul că nu va fi un bun afacerist, va fi un bișnițar și cam atât. Și nu va ști să pună problema la nivel de business în așa măsură încât să și rămână cu profit, să poată să satisfacă forța de muncă, că tot e întâi mai muncitorești, sărbătorim ziua muncii. Am avut un comentariu, este de fapt un comentariu, la prima mea purtare, la această întrebare, de fapt, în care un domn, am tras o concluzie că e angajator, a comentat ceva de genul, cu tot respectul cuvenit, că se roagă în fiecare zi la Dumnezeu ca noi, angajații, să putem să ne cumpărăm un camion, două, trei, patru, mai multe, ca să putem să vedem și noi cum este și după aia să vorbim dacă putem să facem mai mult. Eu am răspuns domnului cât am putut eu de scurt, dar ca de obicei, eu și aceeași rugăciune către șeful de sus, el capo, că și eu mă rog la Dumnezeu pentru stimabilii angajatori din România ca să le crească profiturile, să aibă parte doar de bunăstare, de lucruri bune, tocmai în ideea pentru a putea să mulțumească și forța lor de muncă pe care au angajat-o. Pentru că asta e replica cea mai des întâlnită din partea angajatorilor, când îi întreb de una de alta, unii mai curătate, ia-ți bă tu, dar cine ești tu bă să vii la mine în firmă, să-mi faci mie regulile, eu atâta pot să ofer, dacă nu-ți convine, ia-te și pleacă. Astea sunt răutăți, din punctul meu de vedere, înseamnă că nu vei putea avea o colaborare, să zicem, amiabilă,
genul ăla de oameni, pentru că ei atâta știu, bat în retragere cum ar veni. Încearcă să te atace cu altfel de întrebări. Deci, când cineva te întreabă ceva și tu îi răspunzi cu altă întrebare, depinde de context, dar în cazul ăsta înseamnă că e slab și nu vei avea niciodată un răspuns concret, plauzibil, legal și mai știu eu cum. Și vei căuta bișnițărel din astea, șmecherel, cum s-ar zice. Atunci, ca un sfat pentru cei care mă tot întrebați în privat și pe diverse platforme, dăm un sfat, că nu mă angajează, că nu știu cum, că unde găsesc. Fraților, n-am ce sfat să vă dau decât ce vi le zic până acum, tot astea. Altă treabă nu există. Trebuie să știi să pui problema de la început, să știi pentru ce mergi la muncă, să știi ce vrei de la postul respectiv, dezvoltarea ta care te-o dorești, cât te mulțumește, te mulțumește ce-ți dă ăla, că atâta poate, dar tu ne mai punând întrebări suplimentare, sau nici măcar n-ai încercat. Aici nici nu am cum să nu le dau dreptate multor angajatori, pe considerentul ăsta, că mulți zic, da, angajatul meu a fost de la bun început, de acord. Sunt perfect de acord cu ei în momentul respectiv. Adică dacă n-ai pus măcar o întrebare de genul, dar numai minim se poate, nu se poate lucra sau eu știu, orice te-ar putea pe tine interesa, în stilul tău propriu, individual. Dacă nu pui întrebări de genul și numai te mulțumești cu cât ți se oferă, e logic că este cerere și ofertă. Și automat ei se absolviți în ghilimele de vină până în momentul în care intervine legea, care spune că nu sunt grevate salarizările minime de... n-am găsit nicăieri. Nu sunt grevate de anumite sporuri care sunt obligatorii și care ar trebui date oamenilor și așa mai departe. La fel, e obligatoriu concediu de odihnă, la fel... concediu medical, fiecare are dreptul la așa ceva. În altă ordine de idei, discutam ieri cu un alt amic de-a meu, după ce am vizionat un reportaj al celor de la Recorder, ca de obicei deosebiți, copiii aia, tot respectul, vis-a-vis de școlile astea online din România, care cică, dacă ei să ne luăm după aleșii noștri, ei capi, de-i tutti capi, merge treaba ca în Germania, în România, vis-a-vis de școlile care se vor închide, se vor încheia anul așa cum îs, mergem pe online și se pare că mai sunt oameni, nu că mai, chiar sunt oameni inteligenți în România, cum sunt cei de la Recorder, care au pus problema exemplar, neața diavolului. Nu vă văd comentariile fraților, prea mic scrisul. Sper să mă înțelegeți. Au observat aspectul ăsta al problemei. Mă, dar în mediul rural, care e cel mai defavorizat momentan în România, care cum e treaba cu școlarizarea asta online? Că acolo ia văsâle de la Prlipăți, din vârful dealului unde întoarce uliu, poate n-are nici semnal la GSM, la telefon. Ce să vorbim de internet? Și dacă are și el 2-3 puradei, cum s-ar zice, care s-ar dori probabil, dacă el, cum se zice pe la noi, dacă eu n-am putut, tată, măcar voi să ajungeți niște oameni mari. Și atunci, cum ar putea omul respectiv să-și facă și datoria de părinte, să facă multe, și pe dracu ghem vorba aia, când ai noștri de la putere se împăunează cu niște lucruri care nu sunt realiste de nicio culoare. De nicio culoare. Și atunci am ajuns la concluzia mea de demult, din nou, că educația nu ne trebuie. Nu ne trebuie educație în România, ar zice unii. Pentru că dacă educi un om și îl civilizezi, îl cizelezi, îl faci cum trebuie, îi bagi informațiile care îi trebuie în cap,
folositoare pentru viața lui ce va urma, automat tu nu vei mai putea prosti pe omul ăla sub nicio formă. Tu, oricare întreprinzător rău famat vei putea fi. Și din cauza asta, educația este o primejdie pentru bișnițarii români, care n-ați făcut bișniță niciodată, poate nu o să înțelegeți, dar nu e greu. E ca orice altă combinație, orice altă barosăneală, cum știu cum îi puteți zice în zilele noastre, cam aceeași chestie cu bișnița reală. Un lucru care, din punctul meu de vedere, în unele momente ale vieții se poate zice că se calcă efectiv pe cadavre pentru a se atinge unii sau alții scopuri. Nu mai contează care e ăla. Așa. Și din cauza asta merge treaba cum merge. Deci dacă nu vei avea oameni educați, pentru că la noi, și nu știu cum e pe aici, prin alte părți, în alte țări, dar nu mi se pare logic absolut deloc ca un tânăr care e pe băncile școlii, cel puțin clasele 9-12, de exemplu, liceu, cum e la noi, se pregătește de viață și să nu aibă o materie care într-adevăr să-l învețe ce va însemna viața pur și simplu ulterior. Chiar dacă e un pic motivațional, eu știu, ceva, orice acolo, care să explice ce va urma. Ce înseamnă să se angajeze, ce înseamnă să aibă de plătit chirie, cheltuieli, o rată la bancă, o draci laci. Am discutat ieri cu un prieten de-a meu din Timișoara, atât, așa de constructiv a fost discuția, extraordinară, pe considerentul ăsta. Pentru că copilăria fiecărui copil diferă din cauza părinților, din cauza nevoilor, neajunsurilor. Cum am dat exemplu, mediul rural, acolo e un mediu mai precar, mai sărăcăcios în multe cazuri și automat oamenii nu știu cum să-și ducă ziua de azi pe mâine, să pună o pită pe masă, mai ales dacă au și copii, poate chiar mai mulți copii, devine mai greu. Animale, gospodărie, e altă viață ca la oraș. Și automat poate să difere și partea financiară, clar. Și acolo e un mediu mai defavorizat, cel puțin la noi în țară, pentru că nimeni nu pune preț pe omul respectiv din mediul rural decât în prag de alegeri. Atunci toată lumea vine cu plăsuțe, cu tăți draci, cu promisiuni, deșarte și... Și uite așa se strică tot. Tot. Bun. E, copiii aia, dacă nu vor merge la școală, cum zic ăștia, școală online. Am avut un director de la o școală, din reportajul celor de la Record, zicea de genul, ceva de genul, că nu prea-i semna la net, dar copiii știu cam când postează profesorul și merg două ulițe mai încolo, unde știu ei că au semnal, se vadă proful ce a postat. Bă, ești nebun la cap. Deci dacă asta e educație, fraților, eu mi-o tai și o dau la rață. Pe cuvântul meu de onoare. Deci asta nu e educație, asta e praf de stele aruncat în ochii proștilor. Alegeți voi cine-s proști. E, și educația precară, să zicem, pe care am avut-o generația mea, de exemplu, că poate unii ar zice că e precară, sau a fost mai precară, sau nu știu cum, dar eu vă zic că pe vremea noastră s-a mai învățat câte ceva. Profesorii chiar își mai dădeau interesul. E, după ce am terminat noi, eu am fost generație 96. Atunci am terminat liceul, 1996. Erau profesori dedicați care chiar își băteau capul, mai ales dacă vedeau pe unul mai răsărit în clasa lui, potențial, încercau să-l propulseze, să zic așa.
Pentru că vedea acel copil potențial, ceva care poate să ajungă cineva sau să se dezvolte altfel. Acum, din ce am văzut, cu replici din astea, merg două uliți mai încolo, asta nu e educație. Asta e așa, de rating, de statistici, de noi facem ce ni s-a dat prin ordonanțe, prin toți dracii, dar nu se poate mai mult. Alții care nici nu își țin copiii în cursuri online pe ideea că n-au nici semnal la GPS, deci la GPS sau la telefon, deci n-avem cum. Și apoi s-o cam pierdut din vedere multe la noi în România, iar educația e lăsată de izbeliște. Iar fără educație o să se continue cu salariul ăsta minim, cam acolo vreau eu să ajung, ca să înțeleagă toată lumea oare de ce bat eu câmpii atâta într-o veselie cu salariul ăsta. Pentru că ăsta e salariul pentru oameni fără educație. Dar, mă repet, cum le zic la tuturor, în codul ăsta al muncii nu scrie nicăieri, dar nicăieri nu scrie că se poate plăti cum suntem mulți dintre noi șoferii plătiți, la kilometru, la tonă, la toți dracii. Ce se poate plăti mai abstract, pe care, un lucru la care multă lume râde, orele suplimentare se pot compensa în natură, zice acolo. Adică s-ar putea da cereale, să zicem, la o adică. Anumite bunuri, produse, să zicem așa. Dar acele produse, tu dacă le valorifici ulterior, tot în bani le vei putea transforma. Sau poate te folosești pur și simplu de ele și bine așa. Dar e ceva față de nimic. Când primești nimic și ți se cere mult, nu e rentabil absolut deloc. Pentru că asta le-am zis-o de prea multe ori cu toți cu care am interacționat și față în față. Zic, mă, voi funcționați, mă refer la angajator, voi funcționați pe baza regulamentului când vă convine vouă. Când vă convine vouă? În momentul efectiv al muncii. Într-o perioadă zilnică de muncă, majoritatea angajatorilor au pretenția, conform regulamentului 561, să se lucreze, cum zic mulți șoferi, 13-15. Adică să ai perioada aia, practic, zilnică de muncă, întinsă la maxim. De acolo, însă atâtea cazuri de șoferi abuzați cu consimțământul lor, atenție, că nu poate să te abuzeze nimeni dacă tu nu vrei, dar dacă tu accepti, e prosteala ta. Așa, și multor șoferi li s-a spus de către șef, disponent, dispecer, una alta, vezi că mai ai jumătate de oră până la 13, sau eu știu cât, mai poți să mai ai 10 minute, de ce te-ai oprit așa, nu știu cum. Mai puteai să mai mergi încă jumătate de oră. Intervine regula, nu-i prost cine cere, e prost cine dă. Înțelegeți? Pentru că tu în jumătatea aia de oră, dacă ar fi să te iei după cel de la botoane, tu n-ai de unde să știi ce vei găsi. Vei găsi sau nu vei găsi în următoarea jumătate de oră. Pe lângă, bine, atenție, că nu faci ca alții, că sunt și din angajați care după ce au condus 6 ore, gata, ei nu mai găsesc parcări și s-au oprit și ceau pa. Deci e mult de discutat la capitolul ăsta, și de o parte și de alta. Dar, ca o mică paranteză, să lămurim un mister, de ce nu găsesc mulți șoferi români parcări libere în Germania? Asta e de când lumea, să zicem. E o problemă mai veche. Problema în Germania cu parcările nu neapărat că nu sunt locuri de parcare. Problema în Germania este faptul că nemții sau toate camioanele de Germania, matriculate în Germania, o foarte mare parte din ele încep
perioada zilnică de muncă undeva între orele 2-4 dimineața. Deci foarte devreme, da? Ar putea zice eu. Ăla ar fi media. Între 2 și 4 dimineața, o grămadă de șoferi pe camioane germane, că sunt și Cabadea, angajați cu contract străin, dar rezidenți aici, pornesc la muncă. Automat, dacă a început perioada zilnică de muncă la ora 2 dimineața, dacă facem un mic calcul de maxim 13 ore, o perioadă zilnică, cât poți să o întinzi, aia înseamnă că la ora 15 tu trebuie să pui volanul în cui. Da? Deci, simplu ca bună ziua. Deci n-ai cum să faci altfel. Dacă o întinzi până la 15 ore, perioada zilnică de muncă, mai adaugi 2 ore și ia că la ora 17, obligatoriu, trebuie să pui volanul în cui. Dacă tu ca român, care faci tranzit, eu știu, tu a fost lene sau te-ai trezit nu știu cum, sau diverse, nu te-ai organizat cum trebuie și pleci sau începi ziua de muncă la ora 8 dimineața, e logic că ți se întinde perioada zilnică de muncă, dacă o punem la 13 ore, până la 21. Da? Dacă o punem la 15 ore, să zicem că ai avea tu nevoie, deja e ora 11:23, neața bună. Și uite așa se fac calculele. Și de-aia nu găsesc mulți, că, bineînțeles, ei mulți caută doar pe autostradă. Că tocmai ați văzut un panou pe care scrie Autohof. Autohofurile de regulă sunt cu plată. Aici e problemă mare din partea multor angajatori, pentru că nici măcar chestia asta, pentru că în autohofuri este siguranță, sunt supravegheate video, primești un tichet, un bon fiscal, factură, chitanță, dacă ceva de genul, dar bonul ăla fiscal, pe care poate firma să-l deconteze ulterior. Și mulți se zgârcesc, inclusiv la chestiile astea. În acel tichet de parcare, șoferul poate să primească și un meniu, să mănânce. Sunt dușuri, mașini de spălat în autohofuri, deci e un alt confort, în ghilimele, pentru șoferul oricărei firme. Da? Deci nu neapărat să mergi doar pe autostradă. Și atunci mulți șoferi, pentru faptul că patronilor nu le decontează autohofurile, nici nu îndrăznesc să se apropie de ele. Nu îndrăznesc. Și fiecare pe unde poate, pe marginea drumului, pe una altă, se complac în situație. Sau cum sunt stațiile de carburanți, cum e și ăsta, de exemplu, RASOF alerta. Unii se parchează pe banda de decelerare în momentele când e foarte plin și periculos, s-au întâmplat destule. Sau pe ieșire, la fel, probleme mari. Așa. Deci e o zgârcenie absolută, eu nu plătesc aia, eu nu-ți decontez, cu toate că sunt cheltuieli care pot fi decontate. Dar de ce să-și bată mintea cu contabilitate anumiți patroni? De ce când poate să lase tot un cârca unui șofer și să se descurce șoferul, cum ar fi pe Anglia, unde toate parcările se plătesc de regulă. Marea majoritate în Anglia se plătesc. Cea mai mare plată care am plătit-o a fost 24 de lire pe noapte. Dar ți se dă la fel, chitanță, bon fiscal, tot în regulă. La fel, tichetul respectiv, șoferul primește un voucher sau două, depinde de parcare, unde poate să mănânce în incinta restaurantului din acea parcare, o masă caldă, ceva. E un stimulant, e luminița de la capătul tunelului din ziua respectivă de muncă pentru oricare șofer după o zi de muncă să mergi acolo. E o bucurie așa copilărească, dacă vreți, care te bucuri, bă, uite, am și parcare, sunt siguranță, ia uite, bă, îmi dau și ceva de aleguri, ăștia nu mai trebuie să cheltui una alta și totul e laser, frate. Da, de unde? Laser, frate, doar când ai ocazii de gen. În schimb, sunt foarte mulți certați cu treburile astea și nu vor, pur și simplu nu vor, dar cer maxim.
Și eu asta îi întreb. Cum ai tu pe U ca un antreprenor, să zicem, care ți-ai depus niște anunțuri prin online sau la forțele de muncă chiar, să cauți proști, practic, ca să vină la firma lui Mătăluță, care din greu ai trudit tu și ți-ai pus bani pe bani și eu știu ce, de ce mai ai nevoie de forță de muncă dacă ești așa de deștept? De ce nu-ți iei tu familionul tot, de la vlădică până la opincă, dar tot, neamuri, nepotisme, ia-i pe toți, frate, și urcă-i pe camioane, camionete, ce-o fi? De ce nu faceți chestia asta? Pentru că voi sunteți Batman, nu? De ce oare? Că eu nu găsesc răspuns. Dacă le pui chestiile astea în vedere, bineînțeles, oamenilor nu le va plăcea și devine irascibil. Asta în ideea în care, eu știu, ai putea avea ocazia face-to-face. Păi da, mă, dar eu nu pot să ofer mai mult de atât. Păi și cine naiba te-o băgat în meseria asta? În afacerea vieții? De ce nu te-ai limitat la cât ai putut? Cum era unul invitat într-o așa zisă emisiune, care a început o afacere în domeniul transporturilor, a devenit și el patron peste noapte, cu o sumă infimă, din punctul meu de vedere, deci cu 9.000 de euro, zicea dânsul. 9.000 de euro să intri în transporturi, că vrei să câștigi și tu marea și sarea, nu e o sumă de a intra în așa ceva. E o afacere foarte consistentă aici. Trebuie să ai niște fonduri, trebuie să ai un capital, trebuie să te gândești la zile negre, plățile nu ți le fac, poate găsești câțiva care sunt dispuși să plătească la finalul cursei, poate, dar marea majoritate, 99%, plătesc la termen de 30 de zile, după ce ai livrat marfa, deci tu 30 de zile trebuie să te descurci, 45 de zile, 90 de zile, aleu, și atunci ce faci? Începe cioronia, începe bișniță reală. Dacă tu ai început cu 9.000 de euro, bineînțeles, dacă ți-e strică mașina, o repar pe șanț. Și uite așa, dacă ai și un șofer că tu vrei să fii patron din prima, nu știu dacă e cazul la respectivul, dar sunt unii care și-au luat două camioane și na, fost șofer și ei la vremea lor, dar s-au săturat oamenii de mers pe drumuri și să caute coordonate, nu mai știu eu ce. Și ce au zis ei? Bă, dacă tot mi-a luat două camioane, deja sunt patron, ia să-mi bag eu doi băieți pe camioane, le dau eu directive și gata. Acum dau eu comenzile, nu mai îmi comandă nimeni mie. Cam asta se întâmplă. Dacă stați un pic și analizați problema, actualmente care sunt patroni din ăștia, cum unii alintă zicându-le de carton, sunt foști șoferi care au strâns și ei un bănuț acolo, cum și l-au strâns ei mâncându-și de sub unghii, și au ajuns mari patron peste noapte, după care dau și ei cu fruntea de buric, cum s-ar zice. Tot își dau cu fruntea acolo, îndesându-și căpățâna în tumultul ăsta al vieții și al afacerii, așa zise, de a răzbi și ei. Pentru că n-au o pregătire, n-au o școală, ei doar ce au auzit și ei prin parcări. Mergi la ăla că ăla îți dă atâta, mergi la ăla că ăla poate îți dă un leu mai mult, dar nu știi cât. Și uite așa, zboară din floare în floare și automat genul ăsta de oameni au distrus totul. Pe lângă șoferii neprofesioniști care nu știu să lucreze, ei au numai cerințe, doleanțe, dar când se ofere mai nimic, aceia care le dau satisfacție angajatorilor de a putea să se vaite, că uite, mi-au distrus camioanele, mi le-au trântit pe o parte, mi le-au nu știu ce mi-au făcut. Pentru că asta e următoarea armă angajatorului, când pui întrebări de genul ăsta, de ce nu dați? Și începi, păi să dai tu 120.000 de euro pe o Scanie și dă-o la unul din ăsta să-ți o aducă cu aia ruptă, cu aia strâmbă, cu aia nu știu cum. Păi și tati, dar cine te-a băgat în afacerea vieții, unde trebuie să ai un casco, care într-adevăr e consistent, vorbim de sute de mii de euro aici, de nu vorbim de pârciuri. Dar na, dacă ți iei pârciuri, normal că vorbim de pârciuri.
Asta în ideea că mulți au luat cele mai lesnea, că nu au avut capitalul necesar. Și atunci oameni care genul ăla, nu ne băgăm în bancă, o lucru cu banii cash, nu știu eu cum. Fiecare cum își așterne așa doarme, într-adevăr. Dar la capitolul salarizare, într-o meserie care se numește a fi, sau ai nevoie de mână de lucru calificată, adică șoferi profesioniști, vorbim de la 7,5 în sus cel puțin, momentan, că în viitorul apropiat cu nou pachet de mobilitate o să fie toți șoferii, inclusiv cei de pe dube, toți o să fie profesioniști. De ce? Pentru că o să se pogoare puterea acestui, în ghilimele puterea acestui regulament 561, inclusiv asupra lor, a colegilor de pe dube, că regulamentul se va pune în aplicare începând de la autovehicule cu masa de la 2,4 tone în sus, nu de la 3,5 tone cum e acum. Și automat o să trebuiască tahografe, o să trebuiască carduri atestate, deci toată lumea o să fie profi. Făcând aceeași chestie ca și până atunci, să vezi ce chestie. În momentul imediat următor, când să zicem așa ca exemplu, o să fie un, cum îi zic mulți, le zic mulți, eu le zic colegi, dar mulți le zic dubițari. O să luăm, așa să zicem, un coleg de pe 3,5 sau, eu știu, un bus de marfă care face transport expres în momentul de față. Sau curse charter. Asta au fost demențială când am auzit-o. Curse charter. Bă, ești nebun. O fi vreun termen în limbajul lor acolo academic, dar na. Bun. În momentul când va trebui omul respectiv să aibă un atestat, ca și mine, ca șofer profesionist, care activez ca șofer profesionist de prin 97, activez pe permis, am permisul din 97 și atestate și carduri și tăți dracii mai ulterior, ca să vezi ce chestie. Dintr-o dată, respectivul nu va mai putea conduce cum conduc mulți bezmetici în ziua de azi, 20-30 de ore. Pentru că automat o să intervină, așa zis, cum zic mulți, legea și peste ei. Pentru că oamenii nu fac distinție ce înseamnă regulament și care e lege. Ce se respectă primordial și fără să ai drept de veto, dacă vreți. Legea e lege pentru toată lumea. Regulamentul reglementează anumite lucruri, dar nu în contradicție cu legea. Nu poate să combată legea. Un regulament. N-are voie, n-are cum. Și de-aia tot vă instig pe mulți, și mai ales celor începători. Dacă tot ești începător, învață cum trebuie de la bun început viața. Că altfel o să treci și tu ca mine, ca alții, ca mulți, prin ea, ca vodă prin lobodă și până te dumirești, te trezești că poate ți-ai făcut și o familie, poate te trezești că stai tot în chirie sau... Eu știu, și nu te vei putea dezvolta, pentru că tu nu vei ști de ce nu faci bani. Din cauza asta nu faci bani, pentru că nu știi valoarea banului și a muncii tale. Asta e explicația. Dacă tu mergi tot pe minim, că așa îți dă șeful, că nu poate să-ți dea mai mult. Bun, trecem peste asta. Îți dă minim. Dar dacă îți dă minimul ăla la fel, fără sporuri, fără... cum din 1 mai și te pune la muncă și zice, vezi că mâine trebuie să mergi, ai autorizație, poți, nicio problemă. Și tu nu știi că 1 mai e zi liberă de la stat și dacă se lucrează, trebuie să primești mai mult pentru ziua aia lucrată, depinde cât, 100%, 200%, mai mult oricum, ca să înțelegi și tu ceva din ziua aia care teoretic trebuia să o ai liberă. Sau să-ți dea liber altă dată la înțelegere, vorba aia, dar nici aia nu se întâmplă, pentru că nimeni nu-și calculează chestiile, nu și le notează, nu și le trece undeva și lumea uită. După 2 luni de comunitate, uită lumea și zile libere, că el nu mai știe cum să ajungă acasă, dacă are familie sau fiecare ce are, să mai iasă din nebunia aia de cabină, unde a stat atâta timp singur. Și de aia, nu e organizare.
Oamenii nu-și fac temele cum trebuie, pentru că nu e educație și uite așa le legăm una de alta, dacă vreți. Și de aia spun tineretului, dacă vrei să te angajezi, nu te impacienta că nu găsești. Dacă dai tot de cârpaș de genul ăsta, bucură-te. Bucură-te în ghilimele, adică că nu ai ocazia să lucri la unul din ăsta, să tragi o lună, două, trei, să-ți iei și tu vreo câteva țepe bune, cum și-au luat alții și unii chiar își mai iau în continuare. Și încearcă să cauți, cum am mai zis mai de mult, mă repet, într-o săptămână de zile axează-te doar pe angajare, nu fă nimic altceva, nu ieși cu băieții, mai ales acum că n-ai voie, pandemie, tralala. Dar să zicem așa, într-o perioadă normală, o săptămână ți-o dedici doar strict pentru a te angaja. N-ai cum să-mi spui că într-o săptămână de zile tu n-ai găsit de muncă. Lărgește-ți orizonturile. Nu te axa doar pe 5 km în jurul casei, că atunci înseamnă oarecum comoditate. Dacă vezi că în jurul casei toți sunt praf, degeaba mi te vaiți. Că vrei să muncești, vrei să câștigi, vrei să fii respectat, vrei multe, dar tu nu vrei să mergi departe de 5 km. Ca exemplu, că am întâlnit și genul ăsta de probleme. A, păi mie trebuie aici loco. Păi, na, dacă e loco, ăștia sunt loco. Și dacă toți îți certați cu bunul simț și așa mai departe, ce să faci? Ori accepti la unul de genul ăsta, ori cer să cauți în altă parte, unde poate ai avea câștig de cauză. Poate. He, mai e un aspect, pentru că mulți acceptă. Și din păcate e cea mai mare parte care acceptă, comparativ cu cei care și-ar dori o schimbare. Aici e într-adevăr e o problemă. Și ne reîntoarcem la stimabilii noștri angajatori care folosesc replicile alea finuțe. Ia-ți bă tu, bă, dar sunteți numai contabili voi, de toate știți, alții gen. Bă, dar voi chiar vreți să facem, să împărțim profitul din două? Păi hai să o calculăm un pic, dacă chiar mă întrebați pe mine. Cine face munca brută? Șoferul. Cine gândește problema, cursele și așa mai departe? Patronul. Da? Deci așa, grosomod o spun. Deci până aici zic eu că este 1 la 1. Deci e cam egalitate. Ca să zicem, dacă fiecare ăla își bate capul să găsească curse, tu ca executant să le duci la bun sfârșit, fără probleme, fără nebunii. Deci am putea să gândim problema, dacă chiar mă întrebați, și de asociați. Pentru că dacă nu vrei asociați de genul ăsta, atunci, cum am zis mai devreme, ia-ți familia și lucră în familie. Și atunci tot profitul îți va rămâne în familie. De ce zic asta? Deoarece în foarte multe firme din România și nu numai, se practică o regulă de bază simplă. Salariul fiind o cheltuială pentru acel angajator, își va face și el, bineînțeles, ca patron, își va face și el un salariu de încadrare acolo, să aibă și el. Dacă mai angajează pe cineva din familie, soție, eu știu, vreo nepoată, vreo ceva, la fel, salariu. Doar că salariile respective s-ar putea să nu fie minime pe economie, ca să vezi ce chestie. Înțelegeți cum e treaba? Și atunci vă întreb eu, pentru executantul muncii brute, merită minimul pe economie, dar și ăla grevat de sporuri, că nu știu unde ați citit mulți dintre voi, că se poate, că e voie, că e legal, că permite, că dragi. Permite atâta timp cât nimeni nu se vociferează. Aici, da, vă dau dreptate, dacă omul tace și nu zice nimic, voi sunteți absolviți de vină, corect. Dar dacă găsiți oameni care vă cer socoteala, cu plus, cu minus, cum vreți voi, și să-i ziceți dume de genul, ia-ți bă tu camioane, mie îmi denotă faptul că sunteți bișnițari, nici de cum businessmen.
nici de cum oameni cu cap, oameni cu carte sau oameni care s-au școlit pe perioada vieților. Cunosc și angajatori din ăștia care au fost și ei șoferi, într-adevăr. Bă, dar au ajuns niște oameni cu care poți să stai de vorbă din orice unghi, poți să glumești, poți să vorbești serios, poți să înveți de la ei, poți să învețe ei de la tine și ca să vezi ce chestii, ei de la tine ca angajat. Poate nu vă vine să credeți, dar se întâmplă. Eu vă garantez lucrul ăsta și să fie o armonie generală și ca să vezi altă chestie și să nu plătească minimul pe economie. Oare de ce ăia pot, ăia puțin, că sunt puțini într-adevăr în România, care plătesc peste minimul ăsta pe economie, de ce alții pot să vadă lucrurile în felul ăsta și alții, prea mulți din păcate, nu se poate mai mult, că tariful, că cârcă, mârcă, dacă nu vă place, nu vă convine, luați-vă voi să ne spuneți după aia cum, ce și cum. Păi dacă mi-aș lua, de exemplu, ca să le răspund multora, eu nu m-aș întinde mai mult decât mi-e plapumă. Că pun și eu întrebări de o vreme încoace, mă tot gândesc pe termen lung la achiziția unui cap tractor pentru mine, personal. Nici de cum să mi-au angajați. De ce să nu mi-au angajați? Că am lucrat cu omul prea mulți ani, prea mulți. Și am văzut ce înseamnă omul. Și cum îi mai ales în zilele noastre omul. Atâta timp cât omul se pretinde a fi un profesionist, dar nu știe să lucreze ca un profesionist, din punctul meu de vedere, e praf și pulbere, să vă zic pe dreapta. Și aici, să zic, sunt imparțial și dau dreptate angajatorilor în multe cazuri când invocă o totală lipsă de respect la locul de muncă pentru bunul care i s-a dat în folosința celui angajat, pentru multe reguli interne. Eu nu fac aia, nu aia, nu aia, dar nu le zice omul de la început, nu le cere, nu le scrie, nu le dezvoltă, nu știe lumea. Lumea e pe bișniță reală. Dar pe mine mă interesează totuși minimul ăla pe economie. De ce nu se dă cu tot ce trebuie? Că sunt niște chestii. Căutați în codul muncii ca să vă stimulez un pic mintea. Că altfel așa, dacă vine totul pe tavă, nu e interesant. Căutați acolo să vedeți ce înseamnă. Tocmai v-am și zis una. Întâi mai. Ia uite, mai sunt colegi care lucrează, după cum vedeți. Ca să vezi ce chestii. Acum, oare câți ori fi... Ia uite, o căprioară. Era o căprioară pe dreapta. Să odihnea. Nu vă gândiți de ce ne-a prins-o ei, că nu e bine și nu e voie. Aici e bai mare cu animalele sălbatice. Dacă, Doamne fer, ca o paranteză, ați ajuns prin Germania și loviți un animal sălbatic, imediat să anunțați poliția. Și bănuiesc că în România e cam la fel. Cam așa ar trebui. Dar să nu încercați să o băgați în portbagaj, să eu știu, mergeți acasă, mamă, ce tocăniță iasă și gânduri de alea, că va... n-o fi bine. Așa. Deci cam asta ar fi întrebarea întrebărilor din cartea cărților scrisă de Badea, de 1 mai. Pentru că oamenii nu își fac temele, cum am zis, aici imparțialitate totală, la fel, și de o parte și de cealaltă. Angajatorul nu își face temele înainte de a intra în meserie, decât fictiv, întrebări. Nu știu pe cineva, să-mi fac și mie licența, să-mi iasă aia mai repede. Am o bubă la camion acum, n-am acum bani să o fac, poate îmi face cineva, pune ștampilele, îmi dă, eu știu, tot ce are nevoie ca să iasă la muncă odată omul. Era și la taximetrie înainte, erau unele taxiuri, erau niște copârșăuri pe roți, practic. Pentru necunoscători, copârșău înseamnă sicriu. Cam așa erau. Dar ele, în acte, arătau frumos, erau omologate, erau ITP-ul făcut, tot ce trebuie. Aleu, ziceai că e cea mai trăs din mașină.
Dar noi știm cum se făceau. Și de aia zic. Și toată lumea e pe barosăneală și prea puțini oameni, din păcate, își pun mintea la contribuție să se dezvolte în spiritul legii, să nu-și abuzeze oamenii cu care lucrează, de pe cârca cărora fac acel profit. Asta e o regulă de bază. Nu poți să-ți calci în picioare oamenii cu care muncești, efectiv, oamenii tăi. Că tu îi angajezi, tu îi cauți, tu faci anunțuri pe internet, caut forță de muncă, caut șofer, ofer nu știu cât ofer, m-a zis ăla, salariu 2200. Și eu vin șoferul, nu? Că eu știu condiția, nu vreau să o depășesc. Mă întreabă o grămadă, acum nu, în ultima vreme nu mă mai întreba ce-i drept, dar înainte mă întrebau multe, ce nu-mi iau eu, bă? Păi, de-n cauza asta nu-mi iau eu, bă, pentru că îmi știu condiția, îmi place așa cum sunt, nu-mi trebuie mai mult, luați-mă de prost, cum vreți, e alegerea mea. Poate dacă o să consider vreodată că voi face casă bună cu afacerile în domeniul transportului, poate mă voi implica, dar să calc pe cadavre eu nu pot. Deci eu n-am cum, n-am cum așa cum sunt acum să zic, să-mi treacă unul pragul și să-l sap, să... Eu știu ce să-i fac. Dacă pot să-l ajut, îl ajut cu mare drag. Dacă pot. Cam asta e mentalitatea mea. Și din cauza asta, probabil, ca să le răspund acelora, nici nu mă bag în afaceri. Pentru că, în viziunea mea, o mână se spală pe alta și împreună fața. Adică eu, ca angajator, îi dau de muncă, cum zic unul, să mulțumim că avem de muncă. Eu vă dau de muncă. Dar nu vă pot garanta, probabil, în ghilimele, că vă și plătesc. Și atunci tu rămâi cu munca, eu rămân cu, dacă rămân cu profitul când o să vină, da? Și de-aia am zis, dacă n-ai fondul ăla de urgență, pentru situații de urgență, să ții oamenii care ți-au muncit, că omul ăla muncește, nu cu plată la 30, 45, 90, ăla muncește cu plata salariului în data prevăzută în contractul individual de muncă. De-aia tu ca patron câștigi mai mult, iar salariatul câștigă salariul sau venitul compus din cele două părți. Pentru că am văzut și păreri din astea de la, așa zis, angajatori cu ștaif. Ce bă, șoferul vrea 2500 să câștige și eu să rămân cu 1500 din cât rămâne după un camion. Păi da, da, depinde ce faci, depinde câte camioane ai, că dacă ai 10 camioane, ori 1500, ia ca 15.000 deja, pe lună, pe care tu îi câștigi ca angajator și te dezvolți încet, încet. Poate e o sumă infimă pentru tine la nivelul dezvoltării pe care ți-o dorești, să zice, ca antreprenor, angajator, dar e în plus, înțelegi? Iar omul care muncește depune efortul, depune stresul, depune multe. Și apoi dacă mergeți numai pe considerentul că minimul e suficient, fraților, eu personal, dacă aș putea să-i setez cumva pe toți șoferii, i-aș seta să lucreze strict din punct de vedere legal o lună de zile, pe toți. Pe toți, ca să vedeți diferențele. Ce înseamnă să lucrezi regulamentar, cum zic mulți, la program, și vreau să dezvolt un pic la programul ăsta, adică la programul prevăzut în contractul individual de muncă. Și să vă forțez mâna angajatorilor, tuturor celor certați cu bunul simț și așa mai departe, să-mi cereți, mie ca șofer, alias la toți, orele suplimentare, că așa se cer, să zicem, codul muncii, că se cer de către angajator, nu le face angajatul așa că îi vine lui pe chelie. Cum fac mulți de altfel, necunoștință de cauză, 13-15, da? Asta zic mulți, trebuie să muncim, 13-15, noi muncim zilnic. Păi nu trebuie să muncești, trebuie să muncești pentru salariul ăla care l-ai în contract, 8 ore pe zi, atât. Dacă vrei mai mult și într-adevăr ți-s plătite toate lucrurile suplimentare,
Atunci, da, ai o legislație care îți permite maxim 10 ore de muncă, atenție, deci nu există să lucrezi mai mult de 10 ore pe zi, dar nu în fiecare zi. Și asta 10 ore nu înseamnă doar conducere. Și aici agafează foarte mult șoferi, pentru că nu știu regulamentul, nu cunosc meseria teoretică. Aici e gafa lor. Și din cauza asta rămân tot în stadiul ăla de plante, mulți șoferi, pe ideea că e bun salariul minim pe economie. Nu-i bun deloc. Toți sunt nemulțumiți. La toți dacă le zici, bă, de mâine Badea vă promite că vă face 1000 de euro valoarea în lei a salariului de încadrare. Toată lumea zică, ura! Dau un exemplu. Da? Dar nu o să se întâmple. Nu o să se întâmple. Pentru că oamenii nu vor să învețe. Nu vor. Nu vor nici dintr-o parte, nu vor nici din alta. Da? Am discutat și mai intern, să zic așa, mai privat, despre acea cooperativă care s-ar putea crea la nivel regional, dacă vreți, pe județe, fiecare județ în parte să-și facă câte o cooperativă proprie și automat ar elimina de pe piața respectivă pe cei care sparg piața. Înțelegeți? Foarte simplu. Se adună majoritatea, cum erau înainte, CAP-urile, se adună majoritatea transportatorilor într-o cooperativă de genul, unul care e mai răsărit și știe să negocieze, dar nu în bișniță reală, care știe, are ștaifă, are tot ce trebuie, îi plac afacerile și una alta, merge și negociază un tarif pentru cei din cooperativă. Dacă toți sunt majoritari de pe județ în acea cooperativă, eu vă garantez că nimeni de pe acel județ nu va avea cu cine să lucreze, decât cu cooperativa respectivă, alias transportatori integrați acolo. Și toată lumea câștigă. Bine. N-are cum să nu câștige bine, pentru că puterea e la majoritate. Tot timpul. Dar atâta timp cât mulți așteaptă, că am văzut pe unul deștept din ăsta, vai de mine, dar ce gât îl am, în gât și în ochiul maro îmi stă. Bună ideea, bună, bună, abia aștept să se implementeze, să vedem și să... Ce să vedem, mă? Ce să vezi? Că asta așteaptă mulți pe la colțuri. Dar se dau mari patroni, cu ștaif, cu panamere, cu dragi, panarame. Ei îți deștepți, cu ori eludat, cu ori făcut, cu ori editat, cu ori substras, cu ori făcut pe dracu ghem. Dar când au intrat în afacere, au fost mai praf decât prevede legea. Și au învățat așa, pe parcurs, dar bineînțeles, lucruri bune. Unele bune, dar învățând de la alții, mult mai bun. Dar de regulă nu le plac treburile astea legale. Din păcate. Și atunci eu mor pe chestia asta, pentru că acea persoană care îmi stă în ochiul maro, cum am zis, a avut tupeu să amenințe un angajat de-al dânsului într-o discuție înregistrată telefonic, care mi-a apărut mie în privat, culmea, și când l-am auzit cu ce nonșalanță îi spunea respectivului amărât că, bă, vezi că eu știu unde stai, bineînțeles, în jurile aferente, morți, răniți, mamă, copii, tralala. Păi cu ce drept, mă? Cine ești tu, Dumnezeu pe pământ, te vezi tu? Că poate o să avem ocazia vreodată să ne întâlnim față în față, ți le zic direct în față. Direct în față, ți le zic. Că mi-e așa îmi place. Cum să ai tupeul ăsta să ameninți un om că nu se supune unor reguli impuse de tine ca angajator, care contravin legii în primul rând? Cum să-ți permiți tu lucrul ăsta? Dar cine ești tu, mă, Mafalda? Din păcate, în România cam asta merge de 30 de ani. Cu frică, cu amenințări, cu, bă, dacă nu faci așa, îți arăt eu ție, stai că-ți demonstrez. Singura ta armă ca cetățean de rând, sau mai sărac cu duhul, este păstrarea legalității. Să muncești conform legii și regulamentelor
în vigoare. Altă șansă n-ai. Bineînțeles, tot în baza acestor lucruri, dacă le păstrezi, vei avea și un câștig de cauză, cazul în care, eu știu, vrei să ajungi cumva în instanță. Acum, cum vrei tu? Vrei singular? Vrei printr-un sindicat? Sau cum vrei tu? Altă șansă n-ai. Și asta le-am zis-o la prea mulți șoferi. Care zic, n-ai mă ce să-i faci la ăsta, că ăsta are bani. Ăsta are bani din cauza faptului că a țepuit o grămadă de alți șoferi. Din cauza asta are bani, pentru că s-a folosit de truda și munca oamenilor o lună de zile, două luni, i-a dus cu zăhărelul. Omul și-a făcut curse în timpul ăsta cu plata la 30, 45, 60, 80, 90 de zile, pardon, câte zile au avut prevăzute acel contract. Ulterior i-au intrat bănuții și el a tras țeapă. E logic, nu? Deci dacă e tras țeapă unui șofer două luni la rând, e un câștig net de cel puțin, vorbim în sistemul ăsta comunitar, cel puțin de 2000 de euro. Cel puțin. Dacă omul e sărac cu duhul, 2000 pe lună, înseamnă 4000 după două luni, da? Un venit așa frumușel, care nu-l mai dă. Și s-a folosit de un sclav, pur și simplu. Ăla da, ăla e sclav. Ca muncit ca prostul, a mai fost și apostrofat, probabil, și călcat în picioare. Au fost cazuri și în care și-au permis unii să-i și pălmuiască, să-i bată, să... Bă, deci te îngrozești, te îngrozești. Și lumea nu vrea să se deștepte, o mare parte, din cauza asta, care vin, de-aia eu le fac legături între ele, nu știu dacă le pricepeți. Educație, mediul rural, oameni fără carte, oameni care nu știu multe, ei știu numai banul și cam atât. Neața Mihai, Mihăiță. Asta știu mulți. Să facă bani oamenii. Că principiul ăsta l-au înțeles. Bă, trebuie să mâncăm, deci trebuie să facem bani. Fără bani nu putem cumpăra mâncare sau ce ne trebuie. Dar cum îi facem, din ce, nu mai contează. Pentru că n-au avut o educație. Pentru că nu știe nimeni de cel puțin 30 de ani, cum am văzut și pe pielea mea, pe vremea liceului nu ne-a prezentat măcar un profesor, diriginta clasei, să vină să facă la dirigenție cu noi, să ne arate un contract de muncă. Bă, proștilor, uitați, de exemplu, urmează să intrați în câmpul muncii, sunteți clasa 12-a, mâine pe mâine dați bacul și o să mergeți în lumea largă, fiecare pe unde poate. Sau care mai cu capul pe umeri merge la o facultate, tinde mai sus, mai învață unele lucruri, va deveni altceva. Dar care intră în câmpul muncii, o să aveți nevoie de hârtie asta, care va fi baza muncii voastre. Aveți grijă ce semnați, astea sunt clauze, ce înseamnă, ce are, să-ți prezinte cineva ceva de pe băncile școlii, ca să fii și tu cât de cât cu capul pe umeri. Nu se întâmplă. Eu n-am avut parte de așa ceva și nici n-am cunoștință că s-ar întâmpla undeva pe teritoriul României sau, eu știu, în alte părți. Din cauza asta se întâmplă ce se întâmplă. Și atunci, mai departe, dacă vreți, dezvoltați-o voi și cu votul, se caută tot la fel. Lipsă de educare, lipsă de bun simț, vă dăm vulpițe, vulpoi, manele, draci, laci, târfe, pe toate posturile consacrate, așa zis. Nu promovăm pe Bibaldi, cum ar zice unii, sau pe Beethoven, cum ar zice alții. Cine sunt ăștia? Bă, nu știu, niște luptători. Promovăm non-valori. Și atunci i-a îndobit-o și pe toți. Și e bine așa. E trăznic. Pentru antreprenori ăștia certați cu bunul simț. De-aia le răspund oamenilor de câte ori am ocazia și mie îmi place, cum am zis, față în față, că acolo îmi place să mă uit în ochii lor, să-i văd cum caută scăparea pe lângă ochii mei, că nu-s capabil să se uite ochi în ochi, pentru că ochii nu mint niciodată, oricât ai fi de versat.
Dacă le pui întrebări de genul ăsta, din punct de vedere legal, să-i vezi cum se fustăcesc și încearcă să o întoarcă, ca la Ploiești, ca la Pitești, ca la cum vreți voi. Da, mai erau niște coleguți fantasmagorici, ca să trecem acum breasla noastră, care pe vremuri, acum în urmă cu vreo 2-3 ani, băi fraților, dar ridicau la rang de artă diurna Grupa Mare. Grupa Mare. Unul se numea Schimbător al Gamelor. De fapt, mi-am dat seama că e de fapt un schimbător de minți. Schimbător de proști, cum ar veni. Pentru că așa au apărut din neant, au apărut între noi și a început să promoveze chestia asta, Grupa Mare. Dar ce, nu e bună diurnă? E bună diurnă. De ce să plătim? De ce? E, în momentul de față, ca să vezi ce chestie, nu mai e șofer, e și el dispecer, respectivul. Și nu știu dacă mai e de aceeași părere acum, sau nu-l mai interesează oarecum. Ăla la altul, îmbrățișătorul lui, l-a rămas șofer încă. Dar pe plaiuri străineze, care mult de povestit aici, mult de povestit. La fel, diurna era viața lui. Magnetul la fel, telecomanda la fel și multe altele. Și a ajuns la o firmă străineză unde se practică Grupa Mare, niște chestii de plată de te doare minte. De te doare minte. Trebuie să ai target de kilometri, dacă nu faci aia, nu-ți primești banii pe ziua cu tare lucrată, vai de mine, te doare minte, te doare minte. E, chestiile astea nu o să le zică nimeni care pozează în Playboy, pentru că s-ar face de mirul lumii, cum ne place nouă în România să le spune anumite lucruri. Dar promovarea diurnei pe mine m-a dat pe spate și din cauza asta am renunțat la respectivii colegi care din punctul meu de vedere nu sunt decât, să zicem, de colegi de breaslă și cam atât. Și din cauza acestor elemente a șoferilor care au ridicat la rang de artă, diurna, ce nu-i bine, încercând să manipuleze mințile odihnite ale șoferilor, s-a ajuns unde s-a ajuns. În loc să-i, dacă cumva le merge mintea mai bine, sau știu să se informeze, cum s-au lăudat unii dintre ei, că dacă s-ar băga în codul muncii, mi-ar lua pita de la gură, eu chiar vă rog din suflet că am la pită în dubă de mă nervează. N-aveți cum să mi-o luați de la gură. Să informați cât mai mult și cât mai des, nu să ieșiți doar în online, hau, și cam atât. După care să guliți alături de alți șoferi care ridicau slăb pe alți patroni la un moment dat, după care să intervină și ei cu vechea problemă, nu mi-a dat banii. Și voi să încercați să-i ajutați prin online. Apropo, ce se mai întâmpla cu acei nemulțumiți oare? Erau vreo 3 șoferi, asta așa ca o paranteză, care la o primă postare a unuia de genul ăsta, care vrea el să ajute șoferii, a dat o chestie emoțională grave, copii, probleme, spital, așa, ca să atingă la corazon populația, după care a zis și miezul problemei. Nu i s-au dat banii respectivului, dar ne zicând toate datele problemei. Cum că omul și-a luat în avans bani și într-adevăr erau și bube negre, nimic de obiectat, dar nu s-a dat datele problemei exacte. La acel caz, erau 3 șoferi de la firma respectivă care susțineau patronul, ca să vezi ce chestie, în demersurile din online. După iar o perioadă de timp, acei 3 care l-au susținut pe patronel au devenit și ei victime, ca să vezi ce chestie, și au apelat și ei la bunăvoința acelui șofer care a
ieșit în primă fază pentru primul. Și la fel, s-a concretizat, s-a, cum să zicem, s-a descoperit că și respectivii trei au luat bani în avans. Așa cum funcționau ei acolo, la firma respectivă. Ca să vezi ce chestii. He, lucrurile astea nu le mai zic oamenii când iasă și latră pe aici pe Facebook ăsta și YouTube și mai știu unde. Nu le zic până la capăt. Și foarte trist, foarte grav. Pentru că se pot lăsa cu probleme grave pentru cei care denaturează adevărul. Înțelegeți cum e treaba? Și chiar dacă patronul respectiv, pe care, eu știu, cineva vrea să-l dea ca o pildă negativă sau, eu știu, să-l facă să piardă în ideea că nu îi va mai veni nimeni la firmă, tai că te punem noi pe butuci, ceva de genul, s-ar putea să-i faci mai mult bine prin chestia că îl vei plăti tu. Dacă ăla te dă judecată pentru defăimare, pentru, eu știu, diverse, înțelegeți cum e treaba? Dar na, noi suntem tari pe Facebook și pe YouTube și pe toți dracii. Dacă vreți, băgați-mă și pe mine. Eu v-am zis, când vă hotărâți să facem o treabă, mă anunțați și mergem. Mergem unde vreți voi. Unde vreți voi merge. Pentru că mie nu mi-e frică să le zic lucrurilor pe nume, în fața cui trebă. Dar nici nu o să pot să zic că vă dau un alt exemplu, doar ca exemplu, să-mi cer, du-te Dane și fă-ne salariu de eu știu cât. Sau fă-ne un salariu de cer. Ok. Eu să cer lucrul ăla, sau cine cere, irelevant, să se aprobe, să zicem, ulterior tu să continui să-ți faci toate mendrele cu care erai obișnuit înainte. Nu există așa ceva. Nu din punctul meu de vedere. Adică din punctul meu de vedere eu te dau pe goarnă, eu te pun pe butuci după aia. Nu trebuie să te pună patronul sau eu știu cine. Pentru că nu-i normal să vrei ceva mai mult, dar tu să faci aceleași mendre, aceleași lucruri pe care le-ai făcut și până atunci. Sau dacă nu le-ai făcut, să le te înveți cu ele, să te înveți alții, că uite, dacă tot s-a mărit, hai să-l facem dublu. Hai să, știți ce zic? Nu o să fac chestiile astea așa. Într-o țară civilizată. Într-un, cum să zic, într-un cerc de oameni cu bun simț. N-ai voie să faci așa ceva. Trebuie să zici când ai o nemulțumire deschis în față, cui trebuie, că nu poți să-i zici disponentului o chestie vis-a-vis de salarizare, dar de fapt disponentul nu are nicio treabă cu salarizarea, că nu el te plătește. Trebuie să mergi la patron sau cine te plătește, administrator, eu știu. Și să stai să discuți cu ăla, bă, nu-mi convine aia. Nu să-mi spui mie că nu ne ajută cu nimic, decât dacă, să zicem așa, celui care îi spui, e reprezentantul tău, că e avocat, că e lider de sindicat, că e ce-o fi. Și atunci merge el în numele tău, aia da. Dar dacă vorbim numai discuții pe Facebook neața și pe, prin parcări, nu ne ajută cu nimica, mă, oameni, nimica. Și din cauza asta, răspunsul la această întrebare a mea, de ce salariu minim la o branșă de profesioniști, așa zici, că avem nevoie de multe carduri și atestate și la 5 ani reexaminări, etc. Și pe lângă faptul că e minim, deci pentru necalificați, se cere maxim ca muncă și nu se oferă niciun spor. Se dă salariu chel, ca o metaforă, ca o formă de stil. Atât. De ce lucrul ăsta? Cum poți să ceri maxim randament pe minim plată? Decât ca bișnițar care ai făcut turcii, sârbii, ungurii, ai luat ieftin, ai venit în țară și ai vândut de dublu preț, triplu sau eu știu cum. Asta se numește bișnițăreală. Bineînțeles, fără acte, fără, nu, că de aia e bișnițăreala.
Alții ar putea zice, păi și în transport e cam la fel, adică cauți prețul cel mai bun ca să fie rentabil, să, da, știu ce zice, dar acolo e acte, deduceri, cheltuieli, sunt alte. La momentul în care tu nu faci acte, gen, la 3 jumate, diurnă, nu se dă la o mare parte din oameni. Sau li se zice plată la zi și nu li se dă acte. De ce le ziceți plată la zi oamenilor? Voi nu știți sau faceți pe proștii? Cei care procedați în consecință, mă refer. Chiar nu știți că plată la zi este ora lucrată din salariul ăla care îl are fiecare în contract, ori 8 ore cât are trecut în contractul de muncă. Aia e plată la zi. Atât. Nici de cum altfel. Și bineînțeles, obligativitatea deținerii de documente justificative, gen act adițional pentru diurnă, ca să aibă și omul la mână, mă, cât îmi dă ăsta diurnă? Păi atâta, păi atâta am acolo. Păi de ce? Păi zic tot eu de ce. V-am tot spus. Pentru că dacă nu sunt acte, de regulă, și se dă verbal, dacă se dă cumva prin absurd, să zicem, că se dă totuși ce se promite, diferența până la 87,5, care e maxim deductibil, neimpozabil, se poate extrage pe cap de vită furajată și băga în buzunarul patronului. Și uite așa, există acel contract de împrumut al asociatului. Adică patronul se împrumută pe el însuși, luând bani din caserie a firmei, cu ordine de plată semnate în alb de mulți, sau chiar hârtii semnate în alb și tot felul de combinații. Și ăștia sunt afaceriștii, businessmenii României sau bișnițarii României, care cum? Mie mi-e scârbă când văd oameni din ăștia care pentru o brumă de bani au impresia că ei nu știu ce au făcut, bine că v-am dat de muncă, bă, ești prost? Păi uite, dacă ies acum și mătură autostrada asta, oare nu tot muncă se numește? Și o fac moca. Adică, probabil, mă va lua poliția la întrebări că ce caut eu cu mătura pe aici, dar cineva îmi va mulțumi, cei de la, cum îi spune, Strassen, Reinigung, cum dracu îi cheamă. Că nu mai trebuie să facă ei, ce am făcut eu. Așa că despre ce vorbim, oameni buni? Despre bișniță reală. În sfânta zi de 1 mai. Ca băi na. Ziua muncii, la mulți ani tuturor muncitorilor. Toți cei care muncesc. Nu care trândăvesc, nu care se vaită, nu asistaților sociali care sunt buni de muncă, că mai sunt asistați sociali care chiar au nevoie de acea minune. Să nu-i bag pe toți în aceeași oală, cum mi-a mai zis cineva. Și-a avut dreptate omul. Da, păi... Eu tot sper, dragilor, să vină ziua aia când o să se vadă luminița de la capătul tunelului. Cum a zis ăsta, cum îl cheamă, mă? O Ciorbea. Ciorbea. Poate să, măcar așa un pic, să văd licărirea aia, măcar atât. Că sunt mai mult decât convins la cum merg treburile, că nu o să văd niciodată ce vine din contrasens. E tren, e mașină, e bicicletă, e ce e. Dar să văd luminița măcar. Cam asta e, dragilor, vă doresc o zi bună. Petreceți întâi mai muncitoresc în case, ca să nu fiți amendați, fraților, nu de alta, dar să nu fiți amendați în primul și în primul rând, pentru că o să fie, ori să se găsească, bineînțeles, deștepți care ei nu se supun regulilor, că așa e peste tot în lume, dar na, ăia trebuie să și asume. Vă doresc numai bine, o zi plăcută, rău la nimeni ca de obicei, cum am zis,
și domnului respectiv. Dumnezeu vă ajute, stimați angajatori, să aveți bunăstare, profit maxim, să ne dați și nouă. Ciusii!